Știți că în Scriptură ursul este o imagine a forțelor diavolului? În cartea profetului Daniel, capitolul 7, versetul 5, este scris despre o împărăție lumească astfel: și iată că a doua fiară era ca un urs și stătea într-o coastă. Și i s-a zis: scoală-te și mănâncă multă carne. Adică forțele răului în lumea asta, reprezentate prin urși, ce înseamnă că mănâncă multă carne în sens simbolic? Distrug mulți oameni. Și la sfârșit fiara, desigur ați auzit de fiara din Apocalipsa, scrie în Apocalipsa 13, versetul 2, semăna cu un leopard, dar avea labe ca de urs. Și asta vrea să distrugă pe mulți. Așa că trebuie să știți că vă stă în față de acum ursul. Un urs tare complex. Seamănă și cu alte fiare, dar are și din caracteristicile ursului. În al doilea rând, știți care-i cel mai furios urs? Când e mai periculos ursul? Ursoaica e mai periculoasă. Când are pui, dacă îi se răpesc. Știți unde scrie asta în Biblie? Eu vă spun numai într-un loc unde scrie, dar scrie în mai multe locuri. Că dintre toți urșii, cea mai periculoasă e ursoaica pentru pui. 2 Samuel 17 cu versetul 8. Hușai a zis lui Absalom: tu cunoști vitejia tatălui tău și a oamenilor, sunt înfuriați ca ursoaică de pe câmp căruia i s-au răpit pui. Dar simbolic, ce în lumea asta ursoaică ce i s-au răpit pui? Voi știți că toți oamenii sunt sub stăpânirea diavolului și când vrem să-i smulgi de acolo, să-i mutăm în turma Domnului, lumea, diavolul socotește că i-a răpit pui. Și cel mai periculos sunt urși pentru pui. Adică diavolul vă vrea pe voi, de fapt să vă nimicească. Vă amintiți de un episod din Scriptură când doi urși, câți copii au nimicit? Știți, nu? Hai să vă citesc. A doua carte a Împăraților, capitolul 2, versetul 24. Atunci au ieșit doi urși din pădure și au sfâșiat 42 din acești copii. Domnul să vă păzească, dragi copii. Nu e problemă cu pădurea ca atunci. E problemă cu lumea. Demonii, v-am spus, sunt simbolizați prin urși și în mod deosebit vor să distrugă copii. Și ce-i de făcut? Unde să ne ascundem? În al treilea și ultimul rând, ce vreau să vă spun despre urși, că și copiii pot să biruiască ursul. Adolescenții, 1 Samuel, capitolul 17, David, îi spune lui Saul, versetul 34, robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridicam potriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Așa, estimați părinți, că v-ați dori și copiii dumneavoastră să învingă urși dacă se dau la ei? Da, dar ce credeți voi? Cum a avut David puterea, curajul? Că uneori ți-e frică și de un câine, nu? Cum? Să te lupți să scape oaia? Și când ursul se repeza la el, auzi, vă recitesc, scrie aici, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Dar David n-a fost uriaș. Goliat a fost uriaș, dar de Goliat nu scrie că a omorât vreun urs, nici vreun leu. Dragi copii,
rugăciunea, aia la care uneori vă plimbați, aceea e putere. Cântarea cuvântului Dumnezeu. Da, David a spus, eu nu mă bizui pe mine, vin în numele Domnului. Ce bucurie pentru părinți, ce biruință pentru voi să puteți să spuneți, am biruit ispita asta. Un coleg a vrut să mă duc în lucruri păcătoase. Pe internet cineva m-a abordat. Fetelor, și voi puteți să biruiți urși, că băieții pot fi prefigurați prin urși care vin să vă atace, să vă sfâșie haina voastră, să nu mai fiți mireasa Domnului. Ridicați-vă cu tărie în numele Domnului și rostiți cuvinte de autoritate și nu pot să vă facă nimic, veți fi biruitori. Domnul să vă dea biruință. Deci nu uitați, urși în Scripturi sunt o imagine a forțelor malefice. Dar cel mai periculos sunt urși când ni se răpesc pui. Că în lumea asta diavolul crede că sunteți ai lui. Din nefericire chiar și politica unor state vrea să spună că nu sunt copii nici ai noștri, nici a Domnului, că s-a statului, a ursului. Că fiara e imaginea ursului. Cum mai pot copiii aceștia să birui acum când vine fiara asta ce seamănă și cu ursul și cu leopardul și cu multe altele? În numele Domnului ca David. Și ultima întrebare, să căutați în Biblie, scrie în două locuri. Care-i cel mai mare urs? Mulțumesc, Domnul să vă binecuvinteze!